Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas cu noi pentru o discuție care este un pic din repere. Adică cred că va ieși puțin din repere, pentru că eu sunt obișnuită să pun întrebări directe și unele dintre ele sunt ușor abrupte, dar o să încerc să le cosmetizez puțin ca să nu par nepoliticoasă în fel și chip. Și să nu se regăsească vreunii alții în întrebările mele să zică, ia uite și pe doamna de la televizor ce spune acolo despre mine. Nu, nici cum. Discutăm despre un fenomen, care pe mine mă îngrijorează și pe multă lume cu care am vorbit îngrijorează. Oameni care încep să semene din ce în ce mai mult unii cu alții. Nu temperamental, nu filozofic, nu spiritual, nu cum vreți. Nu, fizic. Pur și simplu fizic. Ne luăm repere și ne transformăm după reperele pe care le-am luat. Un om care studiază fizionomia de la 19 ani, este pasiunea vieții lui, Suada Agaki, este în direct la Medica Special. Îi mulțumesc foarte mult că și-a făcut timp să vorbească cu noi. Este un om extrem de ocupat. Toată lumea trage de Suada Agaki să spună lucruri. Are conferințe peste tot în țară. Face webinare. Este un om extrem de căutat pentru franchețea. Nu, încă o dată. Pentru știința pe care o posedă. Pentru sinceritate. Pentru fermitate. Pentru curaj. Și pentru frumusețea ei, că asta este. Pentru naturalețe. Mulțumesc foarte mult, Suada, pentru faptul că ești cu noi în această seară. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și complimente și din partea mea pentru minunata femeie care există în tine și naturală. Și îți mulțumesc. Mă rușinez. Știi că mă rușinez repede când îmi spui tu lucruri. Nu te rușina, lasă pe aici. Știm deja. Suada, mă interesează foarte mult cum vezi tu acest fenomen. Oameni care seamănă cu oameni, din ce în ce mai mulți oameni care seamănă cu oameni. Acum, să nu fim ipocriți, da? Femei care seamănă din ce în ce mai mult cu alte femei sau femei care seamănă foarte mult unele cu altele. De ce simte omul nevoia să semene cu altcineva? De ce? În primul rând, mai ales când vine vorba despre femei, niciuna, să pornim din start, nicio femeie nu-și dorește să nu arate bine, își dorește să fie frumoasă, să fie admirată. În momentul când vede la o altă femeie ceva, nu știu, frumos legat de chipul ei, părul, ochii, buzele, își dorește și ea să aibă probabil aceeași formă a buzelor sau a nasului sau ochilor sau a machiajului. Și dorind să fie și ea frumoasă, dorește să-și implementeze, să zicem așa, pe chipul ei ceva nume, dar nicio femeie, în principiu, nu vrea să semene cu cealaltă. Din contră, se caută unicitatea, autenticitatea, să fie altfel. Nu suportă, de exemplu, o femeie să se regăsească într-o postură în care ea s-a îmbrăcat la fel ca cealaltă la o nuntă, de exemplu, sau să aibă aceleași accesorii. Deci eu cred că fiecare dorește să arate diferit. Problema e alta că în zilele noastre am observat și eu, la fel ca și tine, că foarte multe doamne ajung să semene între ele când exagerează cu operațiile estetice. Și probabil că nu asta și-au dorit, dar și-au dorit să aibă acel ceva ce are, eu știu, o mare vedetă. Și n-au ținut cont de două principii foarte importante, și anume de armonia și echilibrul chipului. Pentru că pe fața fiecărui om se regăsește o armonie și un echilibru. Ce-i drept, mai rar și de aceea se apelează din ce în ce mai mult să existe, eu știu, buza de sus mai mare sau nasul într-un fel, dar există o foarte mare lipsă a noțiunii de ce înseamnă echilibru și armonie pe chip. Și eu cred că de acolo pleacă totul, pentru că ei acele perechi, să zicem așa, de buze le aserzi pe față și doar că le-ai văzut și le-ai pus pe fața ta, asta nu înseamnă că intră în armonie cu chipul tău. Și de aici știi ce mă gândesc? Mă gândesc că e totuși un paradox. Adică până să ajungem să studiem treaba asta cu buzele, care într-adevăr sunt din ce în ce mai mari și din ce în ce mai violent mai mari, nu știu cum să zic. Și seamănă unele cu altele și ai senzația că este un fel de rețetă, știi? Adică dacă nu, trebuie să fie așa ca să ceva, nu știu ca să ce. Dar o să explicăm asta. E totuși un paradox. Deci femeile nu vor să semene, oamenii nu vor să semene unii cu alții, dar vor să ia de la cei de jur împrejurul lor acele lucruri care cred că asigură ce? Că asigură ce, de fapt? Validarea socială?
că stima de sine. În primul rând, e o stima de sine care vrei să o recâștigi. Poate că ai avut, nu știu, o relație în care te-a dărâmat complet, te-a făcut în toate felurile. Te-ai simțit tot timpul, să zicem, fata din liceu care e mai urâtă sau neadorată, neadmirată ca celelalte. Ai văzut părul acela superb la cealaltă și atunci ai pus și tu, eu știu, acele extensii sau acele artificii din dorința să te simți și tu bine, că îți lipsește ceva, vrei acel ceva, dar când nu știi să creezi o armonie și nu ai simț estetic și doar vrei să le așezi, e ca și cum aș pune un pian în baie, de exemplu. Mie îmi place pianul, dar dacă eu vreau neapărat să-l am în încăperea mea și mă străduiesc să-l pun în baie, atunci nu există în armonie și în echilibru cu ambientul în sine. Cam așa se întâmplă astăzi, pentru că n-au noțiuni de estetică, n-au principiile de bază legate de aceste aspecte și dacă e să mergem mai departe, de exemplu și la chirurgii la care apelează, exact, nu știu exact ce direcție există o delăsare, ori că clientul insistă și acel om face ceea ce îi se spune, sau într-adevăr insistă și chirurgul la rândul său și spune că nu se poate, dar până la urmă omul iarăși insistă. Pentru că dacă ar exista o limită undeva și nu o limită a anatomiei faciale, că nu se mai poate, ci o limită în a nu depăși ceea ce înseamnă nu urât sau frumos, pentru că nu există conceptul de urât sau frumos, ci în armonie cu chipul. O să vedem câteva imagini. O să vedem câteva imagini în scurtă vreme ca să ilustrăm puțin ceea ce spui tu și felul, cum să zic, haotic în care oamenii, unii dintre oameni se maltratează și felul dureros, aș zice, dacă mă întreb pe mine, dureros, adică e o suferință atât de mare pe chipul unor oameni care tocmai s-au făcut frumoși ca să ceva, încât pur și simplu îți vine să plângi, adică dacă stai să te gândești serios, e o suferință foarte mare dincolo de acest ambalaj căruia curg culorile, știi? Da. Nu știu dacă tu ne vezi, dar sunt femei și știi care, iartă-mă o secundă, femei care în esență sunt frumoase, adică eu le văd frumoase, probabil că și alții le văd frumoase, care caută să fie și mai frumoase după mintea lor, adică după mintea lor și după mâna proastă a omului care face operația. Da. Și am avut o vorbă și am scris-o chiar și în cartea mea de tehnici de citire a chipului ca și semnătură, că frumusețea se află în ochiul privitorului. Poți să-i spun unei femei că e frumoasă până la Dumnezeu și înapoi, dar în ochii ei ea se vede urâtă. Și aici sunt traumele din trecut, felul în care se percepe pe ea. Sunt oameni care au o percepție eronată asupra a propriului aspect și oamenii vor exagera până în propriilor ochi se vor vedea, eu știu, în așa fel încât ei simt că există în interior. Aici apare o mare discrepanță, că tu ai o imagine despre tine, ți-ai creat o imagine, vrei să arăți așa, știi că așa înseamnă pentru tine frumosul, ți-ai creat un ideal și până nu ajungi la acel ideal, vei ajunge să exagerezi. Pot oamenii să zică că ești urâtă, că nu te plac, dar cât timp tu simți în tine că, eu știu, ai atins acel ideal care poate să rezulte un dezastru, cum sunt și în foarte multe fotografii, oamenii aceia n-au noțiunea propriului chip sau anatomiei, nu pot. Nu știu, e ca și cum ți-a spune eu ție sau altei femei, nu mai încetează să te mai plângi sau să te victimizezi și omul respectiv se va victimiza până va atinge maximul plafonul când va spune gata, mă simt și eu ascultat în sfârșit. Când deja toată lumea în jur se simte intoxicată. Cam așa se întâmplă și cu exagerările când în ochii lor nu este exagerări, pentru că am avut sute de femei cu care m-am întâlnit și am observat că și-au exagerat sprâncenele. În primul rând se exagerează foarte mult cu sprâncenele. Există un dezastru, nu știu, să țină cont de asimetria chipului. Fac sprâncenele simetrice, ceea ce este total eronat, pentru că chipul este asimetric și trântești două sprâncene sau ștampile, cum le numesc eu uneori, că n-ai cum altfel, decât în simetrie, ceea ce nu este ok. Și atunci când le spun și le explic, îmi dau seama că ele nu pot să înțeleagă că nu are nicio legătură cu frumusețea. Și cred că e pleacă pur și simplu de la felul în care tu vrei să te vezi pe tine, ca să te simți tu bine cu tine. Știi, uite, vreau să te întreb așa. Există o cale, există un, nu știu, o cale, chiar așa, o cale, pentru cineva căruia îi se spune, domne, oprește-te, sau ești foarte frumoasă, sau ești foarte frumoasă cum te-a lăsat Dumnezeu. Sau dacă ai nevoie să simți tu și simți tu că, uite, trebuie să ridici un pic de nas sau trebuie să intervenții minuscule, nu știu cum să zic, se pot să înțelegi orice, de fapt, poți să înțelegi orice. Oamenii pot face ce vor ei cu viața și cu trupul lor, este, noi ne băgăm în seamă și spunem lucruri. Dar ne dăm cu părerea în seara asta, fără să afectăm pe nimeni și fără să lezăm pe nimeni. Vreau să înțeleg cum funcționează toate astea. Există o cale, cine poate să spună ție
că ești frumoasă și tu să crezi că ești frumoasă așa cum ești. Cine? Știi care e calea, Dana? Calea e, deși pare așa destul de ideal, e calea iubirii. Omul respectiv în ziua când se va simți iubit și pentru un om, fiecare om înțelege noțiunea de iubire diferit. Când o fetiță se visează pe scenă toată viața ei și se străduiește să iasă în evidență, făcându-și până la urmă și operații estetice exagerate, iar în ziua când va fi aplaudată în imaginea ei de mase mari de oameni, atunci ea va egala ideea, mă simt iubită în sfârșit și acolo probabil se va opri. Altă femeie e suficient să-și tatueze sprâncenele, să se simtă în sfârșit admirată și iubită de un bărbat și acolo se va opri. Și cu cât văd că femeile exagerează și cad în extrema cealaltă de automutilare deja, îmi dau seama cât de mare e golul și nu se simt încă iubite. Pentru că dacă ne uităm mai atent, toate femeile care au exagerat de mult operații estetice, la modul general, ca o statistică pe care eu am făcut-o împreună cu echipa mea, sunt acele femei care, din contră, n-au o relație stabilă, nu se simt iubite, au fost trădate, chiar multe dintre ele sunt bătute. Zici că e un dat. Cu cât incredibil, e operată, da. Da. Poate ai mai putută cumva. Caută cumva cu o râvnă să fie iubite. Și probabil în ziua când vor găsi un om care să-l iubească așa cum ele vor, nu cum oamenii iubesc, pentru că aici e alt subiect, știi, iubește-mă, te rog, cum vreau eu, nu cum poți iubi tu. E, în ziua aia, probabil, când se vor simți iubite, se vor opri. Și, vin la tine la seminar, vin la tine, vin să te asculte, vin să... Unde? E un zid, e clar că și tu simți un zid, adică la un moment dat simți un zid. Ai vrea să treci de el, de multe ori dărâm zidul, dar uneori zidul rămâne. Cum? Cine, sau mă rog, care este vârsta sau care este momentul din viața unui om în care acest zid începe să crească și acolo este momentul, atunci e momentul să faci curat, să-l dărâmi. Există un moment de timp în care cineva care ține la altcineva poate să intervină astfel încât să nu se ridice la ce zidul ăsta? Eu cred că totul pleacă de la educație, pentru că dacă oamenii ar înțelege, în mod special femeile, că e foarte ușor să fii frumos, mai ales astăzi, dar este foarte greu să ai farmec. Una e farmecul feminin sau o femeie fermecătoare care nici un cuțit, oricât de fin ar fi și o mână profesionistă, n-ar putea să rădea farmecul unei femei, și alta e frumusețea. Iar frumusețea e trecătoare, frumusețea e subiectivă, frumusețea, cum am spus, se află în ochiul privitorului, frumusețea în altă colț a lumii înseamnă altceva dacă te duci în Africa, în China și în altă parte. Ideea e alta. Ce fel de educație ai tu ca om, nu educație de la școală, ci din școala vieții, încât să îți dai seama cam când vei ajunge și tu să înțelegi că nu despre frumusețe e vorba astăzi, ci despre farme, pentru că vedem femei și chiar bărbați care n-au o frumusețe izbitoare, dar reușesc să atragă. Și care magnetizează totul de jur împrejur. Așa este. Exact. Și sunt femei care oricât de mult ar fi frumoase, ca o păpușă, depus în vitrină, ea e goală, pe dinăuntru îi lipsește acel ceva, n-are un magnetism. Și am luat și bărbați și am întrebat și ei, voi ce căutați la o femeie? Zice, nu e frumoasă, dar parcă îi lipsește ceva și ce? Și mă întreabă și pe mine femeile, ce? Și zic farmecul, iar farmecul nu se găsește de cumpărat la niciun magazin. Acela îl dezvolți din urma dezamăgirilor, iubirilor pierdute, ce-o fi fost ele, dar ajung cam prea târziu să-și dea seama că vor trebui să lucreze la farmec. Și la farmec se lucrează prin carismă, prin arta discuției, arta zâmbetului, foarte multe lucruri de genul acesta, dar se vor prinde într-o bună zi când își vor dea seama că ceea ce pentru acel bărbat a însemnat frumusețea ei, pentru altul nu va însemna că e frumoasă. Și tot timpul va fi o luptă. Niciodată nu va dispărea, Dana, nevoia de a fi frumos. Pentru că când vrei să fii frumos, tu vrei să fii admirat. Și nu ți ajunge să fii admirat și îți dai seama că de fapt nu ți-ai dorit să fii admirat, tu ți-ai dorit să fii iubit. Pentru că atunci când pui seara capul pe pernă și îți dai seama că ești doar frumoasă și atât și nu are cine să pună capul lângă tine pe pernă și să te privească cu iubire, atunci doare și mai tare și te duci din nou la chirurg și te duci din nou să mai tai ceva, să mai adaugi, că poate cineva te va iubi. Și știu că există și varianta cealaltă în care da, nu arăt bine, corpul meu este cum este, sau am avut un accident, am pierdut un sân, am avut un cancer. E bine că există totuși o soluție ca oamenii să se poată integra social. Dar alta e când începi să dai seama că singura ta soluție foarte comodă este să mergi pe bisturiu și să nu mergi să-ți operești și sufletul sau, eu știu, mintea undeva și să plantezi altceva acolo. Pe mine mă sperie, Suada, scuză-mă, pe mine mă sperie faptul că de la vârste foarte mici
fetele simt nevoia să apeleze la chirurgia estetică. Au 17 ani, 18 ani, deja se gândesc la ce deja își pun părinți să strângă bani ca să... Și părinții care sunt, bineînțeles, unii dintre ei niște dezaxați, iertați-mă, iertați-mă. Nu pot. Adică pentru binele copilului fac, da, dacă copilul are un nas foarte mare și nu se mai poate. Și... Dar dacă... câștigă din imagine. Și o să se câștige din ce în ce mai mult din imagine. Gândește-te că s-a mutat tot online, Dana. Și nu îți mai rămâne decât imaginea. Și vinzi prin imagine, ai imagine și imaginea cere să arăți într-un fel, nimeni nu te ascultă. Dacă n-arăți bine, poți să fii deșteapt, mai ales femeie, fiind încă trăim într-o lume a bărbaților. Și uite, și tu trebuia să te aranjezi, și eu trebuia să mă aranjez. Și atunci mai sunt femei de altă categorie care nu-și pun nici măcar far sau ruși și ne judecă și pe noi la rândul nostru că ne-am aranjat pentru televizor. Uite, facem un exercițiu. Uite, facem un exercițiu și fac asta pentru tine. Pentru tine fac asta, să știi că n-am făcut asta în viața mea, că televiziunea are niște reguli ale ei. Trebuie să nu-ți lucească fața, trebuie să fii oarecum echilibrat, să ai niște culori echilibrate pe față, pentru că fața este are o singură culoare, adică doar dacă te ciupești în obraj, ai putea să ai un ton în plus sau să-ți muși puțin din buze. Dar fac un exercițiu. Joi, la emisiunea de joi, adică joi de la 7 la 9, o să fac un exercițiu. O să vin la televizor fără, adică minimum de fond de ten, că nu se poate fără, adică nu se poate chiar fără, lucește fața foarte și un pic de pudră. Și nu o să las și ruj, o să las și rimel, o să las și un pic de fard, o să fac un exercițiu. Și dacă acest lucru, dacă gestul meu înseamnă pentru femei că se poate, uite, să ai o muncă publică și să nu te să dai pe tine cu tone de fond de ten, să nu dai pe tine cu milioane de sclipiciuri și de gene false și de tot. O să fac asta. Dacă gestul meu înseamnă ceva, dacă, mă rog, se poate interpreta în felul ăsta, să dea mai multă siguranță unor femei care cred că dacă nu... Trebuie să le dăm exemplu. Încep eu și mi-șterg grujul, că n-am altceva la îndemână, măcar dacă nu le dăm noi un exemplu, că se poate... Că vrei să facem asta? Vrei să facem asta acum? Ceva spontan. Bine, facem asta acum. O să rog să-mi aducă colegii din regia de emisie, din regie, o să din platou, da? Facem asta, facem asta, să știi. Facem asta. De a fi frumoase doar de ochii lumii, uite, eu măcar și Dana încercăm să măcar cât putem și avem la îndemână așa spontan, să ne dăm măcar un jur. Eu aștept șervețelele, să știi. Le aștept. Am nevoie de niște șervețele umede totuși, ca să nu mi se... Da, e ok și așa, Marius, e ok și așa. Da, pentru că eu cred că deja lumea a luat o razna un pic și sentimentul meu dureros, este că, mă rog, copiii ăștia au o percepție asupra frumuseții care este foarte distorsionată, foarte distorsionată și o să sufere foarte tare în viața lor, foarte tare în viața lor, pentru că altcineva, întotdeauna va fi cineva mai frumos decât ei și întotdeauna va fi cineva mai bogat decât ei și întotdeauna va fi cineva cu mai multe pile decât ei și... Bineînțeles că și meseria lor s-ar putea să găsească oameni mai deștepți decât ei, de la care, în mod normal, trebuie să înveți. Și toate astea, și cred cu tărie că exemplu personal, și cred cu tărie că oamenii de la școală, și profesoarele, și dirigintele, și diriginții, și învățătorii, dascălii, și mamele acasă, și tații, și oricine, trebuie să le dea copiilor încredere în ei, că fiecare are ceva frumos și că nu-i neapărat nevoie să fim toți ca Bianca Drăgușanu ca să răzbim în viață. Cum să fac? Da, sunt fără ruj? A, și ce dacă sunt fără ruj? Care-i treaba? Deci, avem eu o vorbă. Care-i treaba? Da, am făcut un exercițiu astăzi în direct cu Suada Agaki, pe care o cunoașteți foarte bine. Dacă nu o cunoașteți, nu știu cum să zic, trebuie să faceți obligatoriu exercițiu de a o cunoaște pe Suada, să-i citiți materialele, să-i urmăriți conferințele. Este un om, nu că e știință de carte între ale fizionomiei, dar este un om care transmite o energie foarte bună și o siguranță. Adică dacă știți cum e, aș pune-o antrenoarea echipei de fotbal a României. Cu siguranță ar fi campioană mondială. Echipa de fotbal după foarte mulți ani în care n-a existat. Zic așa, știi, ca să zic și despre băieți ceva. Este un trainer foarte bun, un trainer care îți dă energie foarte bună, foarte bună și maximizează, dacă vreți, punctele acelea pe care noi le ținem undeva ascunse și zice, de ce e important că știu să fac mâncare? Toată lumea știe să facă mâncare. Nu e așa. Ce e important că, nu știu, sunt foarte bună la călcat perdele.
e foarte important. E foarte important orice faceți cu drag. E foarte important orice faceți cu drag. Iar și e foarte important să aveți încredere în felul în care arătați. Este esențial. Multe din dramele, depresiile, traumele pe care le trăim vin din faptul că noi nu ne putem accepta. Nu putem accepta că într-o perioadă din viața noastră suntem mai grăsuțe, în altă perioadă suntem mai slăbuțe, într-o perioadă din viața noastră suntem mai iubite, altă perioadă suntem mai puțin iubite, avem mai mult timp de noi, în altă perioadă nu avem timp de noi. Există un secret. Există un secret pentru ca o femeie să se simtă împlinită, deși nu are foarte mulți bani, nu este, cum să zic, curtată și răscurtată, nu, poate nici nu are copii, să zicem. Există un secret ca să se simtă complet împlinită, Suada? Ci că secretul este la vedere, întotdeauna pus la vedere, și cu cât caută mai adânc secretul, secretul este să îi facă ce îi place, dar cât timp e constrânsă de gura lumii, de părinți, de o educație, de soț, de prietene, de anturaj, va fi nefericită indiferent de statut social. În momentul când o femeie își dă voie să facă ce îi place ei, chiar dacă greșește, o femeie se regenerează complet. Uite, de exemplu, vreau să zic și asta, după ce divorțează o femeie sau vede că îi scârție relația, o femeie devine cu totul altă femeie, deci poate să se regenereze, vorba aceea 100%, ori slăbește, ori se întâmplă ceva cu ea, arată diferit. E, la fel când se apucă și o femeie să facă exact ce îi place și ce vrea, de aia avem și noi vorba aia, lasă femeia să facă ce vrea, așa că iese pe ușă și intră pe geam, exact atunci începe și capătă încredere în ea, pentru că măcar a făcut ce a tăiat-o capul pe ea. În momentul când face ce zice lumea, așa am trăit foarte mulți ani, secole, în care femeia trebuia să facă ce vrea lumea, cum se spune în popor, trebuie să te măriți cu Gheorghe de la deal, pentru că degeaba iubești pe Ion, pentru că Gheorghe așa trebuie cu el. Nu a făcut ce a vrut și atunci stima de sine este foarte, cum să zic eu, călcată. Uh-huh. E făcut așa, zice, mă, încensar, se poate transmite așa un aer general de neîncredere în forțele tale proprii, că trebuie să urmezi cumva un drum. Bărbații au mult mai multă încredere în ei, pentru că au trăit mereu într-o lume în care i-au condus, i-au dat tonul. Și atunci când o femeie începe încet, încet și face și ea ce vrea și cum vrea, normal că atunci se ridică. Bărbații o vor numi masculinizată, dar în sfârșit există o femeie care știe ce vrea și cum vrea. Dar aici există foarte multe discuții și pe tema aceasta, până în ce punct o femeie mai arată feminină când face ce vrea și până în ce punct o femeie poate fi numită feminină când face ce vrea bărbatul, pentru că multe dintre ele poate să arate exact așa călcate picioarele, iar alții o vor defini frumoasă și feminină. Și vedem zilnic că se redefinește ideea de frumusețe de către nu știu cine, care tu va trebui să urmezi acel șablon. Anul ăsta se poartă șolduri late, sprâncene groase. La anul se vor purta sau da, incredibil, e incredibil, e incredibil. Așa este. Anul ăsta se poartă talie foarte, foarte subțire și șolduri foarte mari. Toate femeile care se, mă rog, camuflează, cum spun eu, asta fac și își pun pozele pe Facebook și pe Instagram și pe și toată lumea stă și am eu o vorbă, dar nu pot spune la televizor. Da, toată lumea este ochi și urechi, da. Am zis elegant. Cine decide? Cine decide? Exact acea femeie care a știut să aibă încredere în ea, să facă ce vrea, și câțiva mai mulți au aplaudat-o și au zis, mamă, ce femeie adevărată e asta, și au zis toate, aha, deci așa trebuie să fii ca să fie aplaudată, hai să ne punem și noi șolduri și, nu știu, niște sprâncene mai groase. La anul sau peste 10 ani, una care va ieși în evidență, care va avea așa cumva mai mult sânge în instalație și va zice, hai să fac și eu ceva adevărat pe lumea asta, nu știu, poate va avea un ochi în stânga și unul în dreapta, nu știu, să zic la exemplu, sau moațe în cap, toate o să zică, gata, așa trebuie să fim și noi, să fim admirate și aplaudate, pentru că vezi, când omul își dă voie să facă, sau să fie el însuși, mai ales când vine vorba de o femeie, că toate femeile nu sunt ele însele, decât foarte rar se întâmplă asta, atunci abia probabil o să fie un nou exemplu și de aia trag un semnal de alarmă că nu-i frumos ce se poartă, e frumos, până la urmă, unde simți tu, că te simți așa cumva în fuziune cu existența în care te afli, că dacă te duci acum, uite, eu plec în Egipt mâine, păi mâine, ce-i frumos pentru ei acum, să mă fac eu frumoasă, pentru că ei consideră frumos, eu știu, altceva. Poate trebuie să renunț din contră la a nu mă machia acolo și va trebui să mă machiez ca totuși să considere că sunt o femeie frumoasă, iar dacă mă duc în altă parte, să considere că sunt urâtă și atunci tot timpul să fac modificări exterioare și mutilări, când frumosul se redefinește chiar și de la
mii de kilometri depărtare față de celălalt, nu știu, cealaltă țară sau continent, și de aia încerc să insist și să trag un semnal de alarmă că nu la frumusețe trebuie umblat. Frumusețea se întreține, frumusețea poate să fie în multe forme, dar ceea ce e important este să știi cum să fii carismatică, să ai, uite, o voce interesantă, să poți să vorbești și jos și sus, încât să-l scoți pe un om din sărită dacă trebuie, să știi să vorbești și calm și încet, și oamenii care se iubesc vorbesc mereu în șoaptă, niciodată nu urlă. Poate alta trebuie să ai un debit verbal așa de rapid, trebuie să fii multe femei, dar cine se pune să facă așa ceva? Nimeni. Că e greu. Trebuie să vrei tu cu tine. Spune-mi, Soada, altă față, altă soartă? Adică noi transmitem mesaje cu fața noastră, este evident, este în ADN-ul nostru ce arătăm lumii. Dacă schimbăm fizionomia foarte mult, este un alt mesaj către univers, este un alt răspuns al universului către noi. În metafizica chinezească există o tehnică de citire a chipului, în sens se numește așa, mult mai ocult sau altfel. Cum există ideea de Feng Shui, da? Sau la români, în alte țări se numește Feng Shui, eu o numesc în România bun simț sau simț estetic, măcar stai așa. În momentul când intri într-o încăpere și e foarte aglomerată, noi spunem acum mai modern Feng Shui, dar n-ai simț estetic, trebuie să te bagi acolo și pur și simplu te enervezi, te frustrezi. Altfel ieși din încăperea aia care e dezordonată. E, la fel, există și pe chip Feng Shui. Un anume mod de așezare a trăsăturilor faciale care creează o stare generală chiar a privitorului și a celui care posedă acel chip, încât își creionează un destin diferit. Pe destine sunt mai multe, soarta e una singură și putem discuta altă dată și despre acest concept. Și atunci când omul apelează la diverse modificări pe chipul său, e ca și cum ai modifica camera aceea foarte dezordonată și ai așeza într-un mod, sper eu, armonios, dacă tot se pune un om să facă vreodată ceva, deși nu se întâmplă, din păcate, asta, își schimbă automat modul în care se scurge, se numește energia chi, în metafizica chinezească, și pe chipul acelui om. Dar aici există de o mare finețe și omul trebuie să cunoască regula de aur sau numărul de aur de pe chip, trebuie să cunoască principii de armonie și echilibru între trăsături, trebuie studiat foarte atent ca într-adevăr să-i creezi acelui om în un alt destin, că dacă îi schimbi fața, pur și simplu, omul respectiv are parte de alt suflu sau de a îl împing alte lucruri să meargă pe un alt drum pur și simplu, pentru că însă chipul când ți-l schimbi și oamenii răspund diferit la el. Dacă ai fi în junglă și ți-ai schimba chipul, n-ar avea niciun efect. Cât timp intri în contact uman cu un om, chipul înseamnă amprenta lui Dumnezeu și în momentul când doi oameni se privesc față în față, între ei există un schimb, să zic așa, de informații la nivel subtil. Uite, dacă mă uit așa la tine sau un om se uită cumva așa, tu empatizezi. Și o să te gândești oare la ce s-a gândit omul respectiv. Na, gândește dacă eu îmi fac strâncenele așa, la un moment dat, îmi schimb. Tu o să te simți cumva, nu știu, asta se miră într-una, se uită la mine așa, cumva uimită și îți schimb percepția asupra mea și altfel mă vei trata. Și absolut, absolut. E un alt mod de a aborda și schimb traiectoria acelui om. Deci, atenție, eu așa înțeleg de la Soada, dacă tot aveți de făcut intervenții dintre astea, aveți grijă la echilibru feței, să nu stricați armonia ei, să nu stricați sensul, fiecare față are un sens. Mă uitam la Barbara Streisand, că mi-a venit în minte astăzi, căutam cu Laura niște femei care și-au asumat în viață niște condiții și o stare. Și mă uitam la Barbara Streisand, da? Care și-a asumat faptul că avea nasul în alt fel. Ei este în armonie cu chipul ei. Este de ce? În armonie pentru cu chipul că ei. Asta masivă și multe femei ar lua-o și ar tăia nasul și l-ar face mic și ar arăta exact așa o chestie mică pe o față masivă. Și asta e greșeala care o fac. Ea are în armonie cu chipul ei nasul. Unde nu se vede armonia sau e în disarmonie? Fruntea e prea îngustă în raport cu nasul ei. Dar în rest, fața, obrajii, buzele, gura sunt mari și atunci când vezi că ai așa o față de lup oaică, care chip de lup din exact profil, da? Nu o să-i pui un nas mic doar pentru că ai văzut în revistă că nasul mic a nu știu cărei femei, ce ți-ar plăcea și ție să-l ai când exact acesta este emblema etichetei și intră în armonie cu restul chipului. Și astea le-am învățat și poate ne-am salvat pe multe femei de la cuțit, pentru că cu nas mare care intră în armonie cu foarte multe trăsături alăturate,
așa, ajută acel om chiar să-și creioneze un destin unde poate așa aerodinamică cum e cu toată fața ei, ca un avion, intră și pătrunde mult mai repede în carieră. Femeile cu nasul foarte mare sapă adânc și fac carieră, sunt sexuale și conduc, în general sunt lideri născuți. Acum mă întreb, dacă își taie nasul, se schimbă ceva? Exact, percepția exact. Omului asupra ei se modifică. Oamenii au înregistrat la nivel subconștient că pe cei cu nasul mare, cu o anumită atitudine naturală, exact. În momentul când o văd cu nasul tăiat, reacția mea când îi văd este una, nu știu, ca și cu un copil mă port. Pentru că am văzut mulți copii cu nasul mic, am înregistrat la nivel subconștient și o tratez așa mai infantil. Ea o să se enerveze că nu mai e tratat așa de regește. Și uite, se schimbă foarte multe lucruri în viața oamenilor. Apropo de relația pe care noi avem cu ceilalți, la feedback-ul pe care ceilalți ni-l oferă nouă. Da. Uite, este o doamnă, care ne scrie pe pagina de Facebook a emisiunii. Lori Ene o cheamă, Suada, la poza din profil, o doamnă mi-a spus să nu mai pun, că sunt plină de riduri și mă fac de râs. Tu ce spui? Poate să avem fotografia lui, doamnei Lori Ene, care este, mi se pare așa de atât de sinceră. Mi-a zis o doamnă că arăt rău, că am riduri. Așa. Uite, dacă strângem că trebuie să contrabalansăm încă 100-200 de femei, care cât ar fi necesar să spună că ești frumoasă, până la urmă... dacă te iese, să te iei după ce spune gura lumii, nebunești. Clar. Și acum întreabă-te ce contează pentru tine, să placi acelei femei sau te gândești că dacă în ochii ei tu ești urâtă, înseamnă că vei fi urâtă și în ochii celorlalți, pentru că aici e eroarea umană. Exact, că tu exact. Mie, noi Dana, extrapolăm. Bine și atentă, clar, toată lumea o să am impresia că crede că nu stă bine și atentă și atunci va trebui mase mari de oameni să vină să contrabalanceze importanța care eu ți-o dau ție ca om și atunci întrebarea e câtă importanță vei da unui om când îți va spune ceva, pentru că contează și cine îți spune și cui dai tu importanță. Aia va avea impact. Dacă întrebe acea femeie și mă întreabă pe mine și ea îmi dă mie importanță mai mult decât acelei femei, eu o să-i răspund așa: ești frumoasă cu toate ridurile pe care le ai, pentru că ele reprezintă scările pe care tu ai urcat până în mintea ta și ți-ai dat seama de multe lucruri în viață. Acele riduri ți-au brăzdat chipul pentru că ai învățat să râzi după ce ai plâns și pentru că ți-ai dat voie să plângi când trebuia să te descarci. Și atunci, ce contează mai mult? Pentru că dacă tu îmi dai mie importanță, Lore, că ceea ce spune e mai important decât acea femeie, o să contrabalanceze poate foarte mult și dacă nu, atunci vor trebui bărbați sau alte femei care să zică că ești frumoasă. Aia încerc să zic oamenilor, că ar trebui să-ți dai tu ție importanță ce părere ai tu până la urmă despre tine vis-a-vis de tine și cu tine. Dacă ai fi, de exemplu, în junglă, mereu mă așez pe o insulă pustie și mă întreb ce ar conta aici? Pentru mine, ar mai conta? Pentru mine, da. Dacă și acolo pe insulă, ar mai conta că n-am ojă, că nu m-am vopsit, că n-am ruj? Ar mai conta? Nu. Și atunci îmi dau seama că eu tot ce fac contează pentru alții. Și o să o fac, conștientă, și nu pentru că trebuie să demonstrez ceva. Da, și oricum, deci asta știu, asta e clar. Deci sunt femei care și acasă, când înainte să facă mâncare, simt nevoia să-și dea cu un glos, să se coafeze, să fie cochete și să fie drăguțe când fac mâncarea. Pentru că este în firea lor să fie așa. Ele, față în față cu aragazul, cine să le vadă acolo? Doamne iartă-mă, ciocănița. Deci ele cu ele simt asta, simt să facă asta. Da? Simt să facă asta. Da. Uite, în platoul nostru, am o colegă, căreia noi îi spunem Fifi, și care are niște picioare de 30 de metri jumătate, da? Și care este foarte frumoasă și care într-o zi, nu știu, de știi, da, eu cred că sunt drăguță, nu, știu, așa, și rămâi așa mască, zic, Doamne, tânără, frumoasă, cum să zic, înaltă, zveltă, ce-ți trebuie, la ce-ți trebuie întrebarea asta, la ce-ți trebuie întrebarea și îmi dau seama că este în noi, este în noi. Când avem o neclaritate în viața noastră, când avem o traumă, exact cum spunea Suada, când avem un ceva neexplicat, nevindecat din copilăria noastră, când avem, de asta zic, știți, și mamele astea care își cresc copiii și care nu sunt în stare să le spună copiilor lor că sunt frumoși, că sunt armonioși, că este, au ceva extraordinar în ei care trebuie descoperit și care le spun, da, Cutăreasca a mai slăbit, da, Cutărescu și-a luat nu știu ce, cât a luat Cutărescu, da, cât a luat, și creezi tot timpul o competiție cu tot timpul cu alți oameni și este o debusolare generală. E noi să întrebăm asta. Dar oare mai sunt drăguță? Oare mai sunt drăguță? Dar eu nu am sânii atât de mari cum îi are vecina, la care se uită vecinul când vine de la serviciu.
pe sub gene, că îl vede nevasta de la etaj. E în noi întrebarea asta. Problema este cum ne răspundem la ea și cât de repede ne răspundem la ea ca să nu tragem de viața asta în durere și în suferință. Tu, este ceva ce tu înveți de la oameni sau tot timpul în relație cu oamenii tu spui lucruri și ei trebuie să învețe? Nu, n-am cum. Eu am atât de multe de învățat, ar fi chiar culmea să spun că le știu pe toate. Am timp să învăț o grămadă și îmi plac foarte mult oamenii, altor oameni nu le plac oamenii, mie îmi plac foarte mult oamenii din diverse categorii, culturi, nu are importanță și îmi dau seama că asta vreau să mai completez, că o femeie, ca să ajungă la stadiul acela, să se simtă atât de bine și cu părul vâlvoi și cheală poate și fără și cu riduri și cu toate, există acel pas în care te folosești de anumite artificii, gen un ruj, te piepteni, te aranjezi, bun, ca să te simți bine în pielea ta. De multe ori, chiar dacă te aranjezi, începi să te simți mai bine decât atunci când ai stat nearanjată. Foarte dar trebuie femeile să țină minte că ar trebui să fie doar o treaptă, doar un pas către a te simți bine, chiar dacă ieși cumva în afara camerei tale, să emane atât de mult șarm și farmec în jurul tău, încât doar râsul tău și, nu știu, privirea ta să cucerească celălalt om și să nu mai vadă efectiv toate dereglările pe care tu le ai, nu știu, necomportanțele. Toate defectele pe care le ai. Privește rolul ăsta ieșit în pijama, așa de interesantă să fii ca om, dar până acolo, într-adevăr, femeia are nevoie de un toc, de o rochie, de un ruj. Bun. Cine le-a inventat? Pentru ce? Ca să placi cui? Pentru că femeia a fost declarată mereu o artă pe două picioare și n-ai cum să scoți din sângele oamenilor, mai ales a femeilor, această idee că ea trebuie să fie o artă pe două picioare. Și doamnă pe stradă, și gospodină, așa mai departe, și femeie interesantă în pat, și mamă, și de toate, și femeia va trebui să învețe să joace multe roluri și acele roluri o determină pe ea să aibă mai multe personalități. Și când știi că ai această responsabilitate să înveți să ai mai multe personalități, îți dai seama că poți oricând să te reinventezi și poți oricând să-ți placi mai multe laturi de ale tale în funcție de necesitățile. Până la urmă, un bărbat n-are multe de lucruri de făcut, din păcate, și aici e una pentru noi. N-are ce să-și facă foarte mult. O să înceapă și ei să-și facă, dar eu zic că o să se întoarcă înapoi la acel, și nu că-s demodată sau prea idealistă, dar la pălărie și la baston și la foarte multe împachetări așa, încât să emane multă masculinitate. Doamne, dar ajută, rămâne... că s-au efeminat, adică încep să se efemineze băieții, se epilează, mă rog, nu mai zic nimic, dar și eu ca tine, să știi, sunt în partidul tău, votez. Mai avem poza cu mesajul la care tocmai ce-a răspuns Suada, Loriene, da, Suada, la poza de profil, o doamnă, și aceasta este fotografia cu Lori. Este o doamnă respectabilă. Doamna este o doamnă care are o vârstă și care este foarte tânără la vârsta ei. Ea este Loriene. A scris pe pagina noastră și cineva i-a spus că are riduri pe față și să schimbe fotografia. Acele șanțuri care le are aici, așa frumos brăzdate pe chip, arată cât de generoasă a fost la viața ei și cât de mult și-a dorit și ea să primească înapoi ceva. Acei pomeți foarte frumoși, proeminent, arată cât de multe ambiții a avut și a realizat în viața asta și o femeie care a ajutat foarte mult. Are și un rid adânc între sprâncene și se vede că a fost cea care a condus casa sau a ținut sub control anumite lucruri și oamenii au trebuit să o urmeze. Și când vine cineva și se leagă, sau problema nu e oamenii care spun, e problema noastră că noi suntem cei care ne lăsăm afectați. Nu e problema că apar femei cu buze mari, problema e că suntem noi care încă ne uităm la ele și se creează rating pe acele imagini, înțelegi ce zic? Nu e problema că apar știri proaste la televizor multe, problema e că noi ne-am învățat să le ascultăm și astfel se generează nevoia de a difuza. Și atunci aici merg eu pe educația fiecărui individ în parte, pentru că atâta timp cât tu te uiți și acorzi atenție, anumite lucruri se perpetuează în timp. La fel și cu doamna respectivă. Cu cât îi acorzi atenție, cu atât mai mult se va perpetua în timp importanța pe care tu o acorzi altora decât importanța care poți să ți-o dai ție vis-a-vis de tine. Eu zic că e mult mai sănătos un om să se duce și să închidă acolo unde nu trebuie văzut decât să se uite și să minuneze. Doamne ferește, ce au ajuns aici. Pentru că dacă acum toți bărbații
sau toate femeile, nu s-ar mai uita la toate femeile care au exagerat în operație, ar scădea, de exemplu, ratingul. Sau revista nu s-ar mai vinde și ar spune, domnule, nu se vinde chestia asta, ești expirată, n-are rost. Și deja o să apară un alt reper și un alt standard și o altă, da. Exact așa. Și de asta zic că noi suntem cei care dăm importanță și acel lucru va fi important în acea perioadă a timpului. Și atunci eu merg pe popor, că atât timp cât se educă poporul, va ști exact ce să oprească. Vreau și eu să stau, să fiu parte din poporul tău, să știi. Vreau și eu, vreau și eu. Soada, s-a dus ora asta atât de repede. Mulțumesc din suflet că ai rupt din timpul tău o oră ca să ne spui lucruri foarte importante pentru noi. Vă dați seama că pretextul a fost nebunia asta cu operațiile estetice, dar să știți că n-a fost despre operații estetice, a fost despre noi, despre fiecare dintre noi, despre cum putem să ne valorizăm mai bine, despre cum putem să ne simțim mai bine în pielea noastră, indiferent de felul în care arătăm, despre cum ar trebui să ne găsim pe noi și părticica de lumină din noi. Și asta, de fapt, ăștia sunt pași mici, 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 mulți, mulți, mulți către o stare de bine. Și dacă noi suntem bine, ceilalți sunt bine. Asta fără doar și poate. Invers nu se poate. Te rog. Ești bine, Dana? Eu sunt foarte bine, să știi. Sunt un om... Uite, așa ar trebui. Oamenii se întrebe dacă ești bine, sunt bine. Și atunci nu mai e nevoie să faci nimic. Exact așa. Da, exact așa este. Ești bine? Ești bine? Sunteți bine? Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi. Soada, prețuiesc fiecare minut cu tine. Mulțumesc tare mult și când vei mai avea tu timp așa, poate îți mai rupi din timpul tău, din orele pe care le petreci cu alții, să stai cu noi la Medica TV. Mulțumesc tare mult încă o dată. Doamne ajută! Să-ți fie bine acolo unde ești. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult și joi, așa cum am promis. Joi o să intru fără machiaj în emisiune, pentru că eu simt nevoia să fac asta. Simt nevoia să fac asta, că a nebunit lumea, pur și simplu. A nebunit lumea, pur și simplu. Nu mai suntem. Dacă nu suntem într-un fel, nu mai suntem. Nu. Noi suntem, fiecare dintre noi, avem rolul, sensul, spiritul nostru. Nu ne poate face lumea asta din vorbe, așa, și din marketing, și din... Nu se poate. Așa cred. Pe joi, Doamne ajută!